Facultatea de Drept și Științe Administrative din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, în colaborare cu Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava și Municipalitatea Suceava, organizează conferința internațională Ethical and Social Dimension in Public Administration and Law, ediția a 6-a. Eveniment ce va avea loc în perioada 17-19 iunie a anului curent. Conferința se va desfășura în sălile Universității Ștefan cel Mare din Suceava și își propune să reunească peste 150 de invitați, speaker, procurori, judecători, avocați, notari, executori, judecătorești, cercetători științifici, consilieri juridici, doctoranți, funcționari publici, precum și studenți de la programele de licență și masterat, atât din țară cât și din străinătate. Iar tematica dezbătută se va axa pe subiecte din sfera juridică, de la modificările legislative până la tendințele în domeniu. Din dorința de a menține pansurile cu vremurile, participarea la workshop-urile și sesiunile științifice programate în cadrul conferinței va cuprinde atât prezență fizică, cât și cea online, iar scopul lucrărilor conferinței constă în susținerea tinerilor angrenați în actul de cercetare științifică, expunerea opiniilor și a cunoștințelor juridice, dezbaterea și oferirea de soluții în problematica ce ține de domeniul drepturilor și administrației publice. Necesitatea și motivația realizării acestui eveniment s-a datorat în primul rând promovării și susținerii activității de cercetare științifică, iar feedback-ul pozitiv al edițiilor derulate anterior îi fac pe organizatori să fie încrezători în succesul acestei ediții a conferinței. În cele 3 zile de desfășurarea conferinței, cu siguranță se va aduce un plus de valoare orașului Suceava. Manifestarea științifică va reuni personalități marcante din România și din comunitatea internațională, specialiști care au abordat aspecte privind evoluția mediului legislativ, impactul aplicării noilor norme juridice adaptate la situația generată de pandemia de COVID-19, perspective sociale în guvernarea locală, metode de predare moderne și educație non-formală, didactici, apreciative și valori etice. Conferința urmărește să devină o platformă de dezbatere care să genereze soluții pentru problemele ridicate de contextul juridic și socioeconomic existent. Facultatea de Drept și Științe Administrative a beneficiat de sprijinul Primăriei Suceava în vederea finanțării și realizării în comun a acțiunilor de interes local cuprinse în acest proiect.